Am fost la Iașul în Bucate, cel mai mare târg de produse tradiționale din regiunea Moldovei. De la zacuscă din pește, la pâine cu maia, dulceață de cătină, ulei presat la rece cu anason sau bere artizanală, toate au îmbiat cumpărătorii care au venit să își facă aprovizionarea cu alimente sănătoase. După un astfel de târg, vânzările cresc și cu până la 30%. Avem aceleași produse din porc. Acum pastramă, tobă, costiță, cârnați, cotlet, tot ce se poate face într-un porc de casă. Iașul în Bucate este cel mai mare târg de produse tradiționale din regiunea Moldovei, astfel că în parcul expoziției a fost forfotă mare imediat după deschidere. Am venit din nou cu faguri, nuci, sărățele, cornulețe, prăjiturile copilăriei și încercăm să le readucem ieșenilor gustul de altă dată. Sunt foarte căutate, chiar din ea ultimul client ne-a recunoscut și s-a bucurat că ne-a regăsit aici. Sunt căutate, clienții revin, sunt apreciate și ne bucură. Produc artizanal, adică înseamnă că îmi produc compostul singur, paiele fiind pasteurizate termic în detrimentul pasteurizării chimice, iar în perioada vegetației de ciupercii nu se intervin cu tratamente chimice absolut deloc. Recomand gospodinilor să nici măcar nu li spie doar să seară cu o cârpă pe partea superioară a pălăriei, iar la gătină se adaugă apă sub nicio formă. Avem nectaruri de cătină presate la rece, nepasteurizate, fără niciun fel de conservanți, cu sau fără miere, cu cătină cu miere, cu miere și ghimbir, cu miere și zmeură, miere și căpșuni. Avem certificare în agricultura ecologică. Pentru producători, un asemenea târg înseamnă vânzări mult peste cele obișnuite. Încerc să identific și să cumpăr și să ajut. Cum vi se par produsele? Excelente. Sunt calitative și e bine banii să rămână tot la noi. Am cumpărat niște tobă și niște cârnați de la domnul Marius. Ați mai cumpărat și altă dată? Da, sunt un client fidel. În general cumpăr produse alimentare pentru că ne place să mâncăm mai sănătos și aici găsim tot felul de produse care ne ajută în sensul ăsta.